Doamnelor și domnilor, aplauze pentru Cezar Oatu! Nu știam exact cine e, sincer. Îmi pare rău că nu știam cine e. Ce fac? A început striptease cu tenori. Că am tot avut striptease cu stripări. Bă, e cazul să mai schimbăm, știi, striptease cu tenori, știi? Și perie, mă, unde avea peria? Ce număr bun! Adevărul că ar fi orice chestie ar fi mai fericit cu tenor, dacă stai să te gândești. Să spele mașina unul. Să te opereze. La caserie, când îi dă... Să moară Chelu. Este maestru George Vasile cu orchestra George Vasile. George Vasile. Cine? George Vasile. Nu știu. Cu ce se ocupă? Permite-mi, te rog. Este o scenetă? Te rog frumos. Da, da. Moment. Muzică. Este o scenetă de operă. Operă foarte comică. Opera comică. Bravo, bravo. Băi. La cărciuma din cartier, da, da. Unde se cântă și se da. Vreau astă seară să petrec cu amintiri din viața mea. Să moară linică. Sunt vagabondul vieții mele, ca-ntr-un film fără scapul, măturător de praf de stele. Aici în jur eu l-ai umor. Vreau să frumos de cortea, te rog. Iar când adorm spre dimineață, până început, când am luat totul de la viață și nu i-am dat. Și nu i-am dat. Hai că nu i-am dat. Și nu i-am dat.
nu i-am dat. Hai să... Și nu i-am dat. Zi-mă ce nu te-a dat. Lasă că-ți dăm noi. Și nu i-am dat că te-aș fi vrut. Extraordinar, așa ai spus, ca să vezi, domnule, profesionalism. Domnul, Mihai, cum a spus? George, bineînțeles. Mi-aș dori o provocare, dacă se poate, din punct de vedere stilistic. Știți cumva Haria Reginei Nopții? Bine. De Amadeus? Îmi permit Amadeus pentru că ne cunoaștem, domnul Mozart. Știți cumva? Bineînțeles. Cine e Amadeus? Fa minere. La Mozart. Wolfgang Amadeus. Mozart. Ah, n-am auzit. Ăștia vechi știu. Ăștia de înainte de TV știu. Aș vrea și o piesă care a nebunit globul pământesc. Înainte să moară Michael Jackson. Așa, mă-ți l-a sunat pe pitic. Care se văd cu micuțul din auzite. Care este sora lui Carmen de Bizet. Care mi-a părut un vis și mi-a spus să cânt o piesă care sună cam așa. Maestre? Si, merci. La 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 la. Scuze, ne cerem 1000 de euro. Momentul era altul. Și l-a plecat jos. Băi, și nebunit gol scaunul mă, fii atent. Cu Michael Jackson l-au deranjat un pic. Atunci da. S-a dus când a auzit Michael Jackson. A plecat. Da, Chelo acum face capcane. Era mișto să plece în moonwalk. Jamona! Momentul nu era așa. Ne cerem scuze încă o dată în numele domnului Mihai, aici de față. George. Scuze. Bun, haideți să încheiem totuși acest moment. Bun, ultima provocare. Știți cumva valsul Traviatei? Tanti Traviata, mă. Tanti Traviata, Tanti Traviata, am cântat toată viața mea la ea în familie. Lunepoata, dacă nu i-am cântat toată viața mea. Lunepotul ei, eu i-am cântat la nuntă. Care nepot? Giusopo Verde. Asta e muzică de pahar de cristal. Vine Anaf. Nu cred. Godia! Uite! Nicola, Godia, bella e risa.
o chitară și vor cuceri lumea întreagă. Doamnelor și domnilor, să-i primim cu aplauze pe Paul Morocco și Marcial Heredia, împreună duo Olé! Au venit de unde ați plecat, sigur? Pe poate din Spania. Flamenco. Ole. Ole. Oh, ole. Yeah, yeah, yeah. Olé! Yeah! Volare. Oh. Cantare. Oh. Si tu dipinto mi blu. Ai. Felice di stare lassù. Volare. Hey. Oh. Come on. Cantare. Oh. No 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 no. Bine, bine, bine. Fac, mai scoteam niște flăcări din chitară. Hop! When I first came over here, a lot of people didn't understand me. But let me just say something. I love Romania. My name is Elvis Presley. One for the month. We get ready now, step on my business. Sex, drugs, and Elvis Presley! Yeah! Olé! Olé! I'll say it, because when I first... What happened? When I first, you know, I say it. A umbinat foarte mișto, umor cu muzică bună, care sună bine și care e executată impecabil. De energie, de coreografie, cât ce mod, dar cum cânta ăla mic mexicanul la chitară? Metale grele acolo. Come on! Da, s-a îndușor, mă, ăla. Capul meu cum cânta la era ceva incredibil, ieșea fum din ele pe cineva.
excepțional. Mie nu-mi place muzica flamenco. Nu sunt pasionat. Dar nu putem să negăm faptul că când au băgat unghia în sârmă, a fost magie. Spania! Da! Sănătate! Da, da, da! Ia, mama, mama! Ador! You cannot do this. This is Bucharest, not Budapest. This is Romania, I umor. Yes. The most important humor television show in Romania, Europa, and the world. Bravo! Ole! 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 This intelligent publica, they want transformacion. Hey! Hey! Ole! Ole! Excellent! Bravo, bravo, ole, ole! Ce vorbești? Bucurie era să vezi un moment artistic full power pe scenă. Mi-am ridicat în picioare. Mi-a venit chef de dans, mie, mi-a venit chef de America Express. M-am gândit la Mex. Hei! Ce se înseamnă la un chef ce te ridică, ce te trezești? Fuai de capul meu! Ce au făcut ei pe scenă a fost artă. Foarte bun. Alt nivel de umor, adică alt nivel de sketch. La rotă la chitară, coño! Yo, tu, amigo! We don't love. Eu sunt vecina de la etajul 6, apartamentul 14G. Nu mă cunoașteți, cred, încă, că abia ce m-am mutat. V-am adus niște prăjiturici? Auzi. Sunt brownie deshidratate. Da, da. Cu mânuțele mele le-am făcut. Te riscă? Nu mă credeți, nu? Eu zic că sunt napolitane, dar... No. Știți bancul cu găina? Vi-l zic după, doamne, eu... Deci, eu când am auzit bancul ăla pentru prima dată, am zis că de atunci ăla o să fie motto-ul meu în viață. Ce spuneam? Ata de bărbați, că-mi plac. Da. Dar cel mai mult și cel mai mult îmi place când un bărbat mă ascultă. Adică îmi place liniștea. Iar aici, la voi, în bloc, asta este o mare problemă. Eram cât pe ce să vă trântesc o reclamație de să nu vă vedeți. Muzica! De-abia mutat în 14G, e totul calm, e pace. Culcuș perfect pentru-n iepuraș. Orice sunet îmi displace. Fără telefoane, fără petreceri, fără bor mașină, doar un fotoliu, cafea cu lapte, un colț perfect pentru o carte. Mă pierd în Cehov când deodată mi s-a părut
soprană, repetând în 13G un matineu și o cantata Verdi, Wagner, Traviata. Haile, 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 haile. Am petrecut-o cu Puccini. Prepară o ceașcă de ceiuț, beau până când show-ul e fini. 8:30, nici un pâs, aud doar ceasul tic-tac. În sfârșit pot să adorm. Moșele pe la cene mă-ntind și casc aproape domnul. Skip, 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 na 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 na. Vecina de sus mă trezește brusc. Cântă jazz în 15G, simt că nebunesc. Urlă de parcă o cheamă Ela, cine-i răspunde a capela? Pa-pa-ra-pa-pa-pam. Să spun nimic, să fac tam-tam, să spun ce cred, dar pot să vă rog, v-ați supăra dacă vă rog. E foarte frumos numărul. Și domnilor, să primim cu aplauze puternice pe Ela Voineag! Diana! Oh, the goddamn stage, woman! Nu mai aplaudați, nu mai aplaudați! Nu mai înseamnă absolut nimic să apar la Ai Umor. Producția vă spun că ia pe oricine de pe stradă la propriu. Am fost săptămâna trecută și era aici un cioban. Nu cortea, alt cioban. Băi, da, adevărul e că arăta tipul de nevenit așa la toate brusc o poftă de transhumanță. A, acel cioban. Acel cioban, Delia. Ăla care da. Aia, ăla. Da, da, da. Dar revenind la această emisiune, nu se face casting, se înșfacă oameni, practic. Deci eu eram doar în vizită și dintr-o dată îl văd îndreptându-se spre mine pe domnul producător cunoscut drept Bre Nea Sorin Popa. Bre. Iepuraș. Bre, iepuraș. Dacă expresia ai dat de dracu ar avea o imagine, aceea ar fi Nea Popa îndreptându-se spre tine. Ia te dai ce purași că avem o problemă. Vine Nea Sorin Popa la mine și îmi zice: vii și sezonul ăsta, e puraș, de ce mă întrebi? Dar eu între timp
Mi-am găsit în sfârșit o psihiatră care știe de capul ei. Psihiatră. Și după multe ore de terapie, pe mine nu mă mai manipulezi cum vrei tu. Nu mai spun eu da la orice, doar pentru că am o constantă nevoie de validare care să-mi acopere rana de abandon. Nu mă mai faci din vorbe așa imediat. Durează vreo 5 minute acum. Și m-am trezit zicând, da, vreau să vin. Atacurile astea de panică nu se întrețin ele singure așa. Hai să le mai ajutăm cu încă o apariție care nu mi-asigură viitorul, doar viitura de pe net. Pum! Chakalaka! Așa că iată-mă aici. Dacă săptămâna trecută aș fi fost și cu câinele meu, l-ar fi pus să facă stand-up. Eu aș fi zis, stai puțin, că e prost, urât, netalentat, surd și chior. La care l-ar fi zis, perfect, avem și caz social. Foarte multe lucruri s-au schimbat de când am fost eu ultima oară aici. Am întrebat cine mai este în juriu și mi s-a spus exact așa, Bordea și cu Cortea sunt în locul lui Bendeac. Ha! Deci așa ar arăta lui Bendeac dacă ar sta pe două scaune. Ok. Wow. Ok. Bun. Cortea la un moment dat mi-a spus că era un comediant atât de prost încât Bordea îl lua în deschidere prin țară doar pentru că voia să aibă șofer. Șofer? Nu că scriu. Și acum uită-te la tine, măi, Nelule, măi. Hey, aici după, ai, după atâția ani în care ai muncit cărând fardurile lui Bordea. Acum poate să vadă toată țara că nu mai ești un șofer. Adevărat. Ești cotieră. Perfect. Pune mâna aici. Așa. Nu spun că și în stand-up evoluția se bazează pe cumetrie. Dar, dragii mei, există o vorbă universal valabilă, indiferent de job sau domeniu. Bun e vinul când bea nașul și cu fino. Adevărat! Da. Poisonous! Yeah, otrăvitoare! Și la Bordea au intervenit schimbări. Bordea nu mai este cea mai cunoscută asistentă TV. Este cea mai cunoscută asistentă TV care are o asistentă TV. Ok. Zelia este schimb neschimbată. Vă spun că personal am văzut-o în taberele de refugiați printre pachete. Oleu! Amărâția n-au avut nicio șansă, erau și obosiți, vă dați seama, adică ce n-a putut să-mi fulece pe loc, a luat la pachet. Nu mănânc rahat, puteți să vă uitați ce are sub pupitru. Clasica tarabă a Deliei. Nu minte! După ce Delia și-a donat un sfert din garderobă miilor de refugiați, aceștia au devenit TikToker de succes și momentan produc, regizează și joacă în cel mai nou blockbuster românesc intitulat Romina în viața mea în team building. Cu taximetriștii. Există schimbări și în viața lui Chielu. A experimentat recent vărsatul de vânt. Iar doctorii i-au recomandat pentru varicelă verde de briliant, pentru venit la muncă verde de Paris. Ceea ce dovedește în continuare că sistemul este împotriva ta, Chielu, pentru că niciunul nu este verdele care îți place ție. Slăbuți, mulțumesc, m-ai iertat. Pe final o să vă rog să-l aplaudați pe următorul concurent și viitor jurat. Ai umor, Igor Voineag! Da, uite, nu mă,
deștept ca măsă. Unde-ți sunteți, moldovenii mei? La București, măria ta! Bine, dar n-am venit cu sârma, cum spun bucureștenii, eu am venit cu avionul. Că nu-mi place gluma aia cu sârma. Și am venit la îndemnul președintului Iohannis. Nu știu dacă știți, președintele Iohannis a făcut un discurs din ăsta public în care a spus că românii din diaspora, în caz că ne atacă Rusia, au 14 zile la dispoziție să se întoarcă înapoi în România, că dacă nu ne bagă la pușcărie, așa o zic. Extraordinar! Întrebarea mea este asta. De ce 14 zile? Că dacă îi să ne atace ăștia, noi în două zile vorbim rusă. Hai să spunem că rezistăm 14 zile. Dacă nu venim și ne băgați la pușcării, unde ne băgați la pușcării? Că pușcării... La Bruxelles! Nu la Bruxelles, spune unde. În România. Doar că nu în pușcării, că în pușcării nu prea avem locuri. Că dacă aveam locuri, te băgați și pe tine. Dar nu prea avem locuri. Respect! Nu prea... Cineva! Nu prea avem locuri. Eu zic să închidem spitalele, că și așa spitalele noastre arată ca niște pușcării și să ne băgați acolo. Dar eu, pe de-o parte, înțeleg supărarea și îngrijorarea domnului Iohannis. Voi ați văzut cum arată ăștia care sunt plătiți din banii noștri și din taxele noastre ca să ne apere? România e singura țară din Europa care are 1000 de generali, dar dacă vine războiul, doar 60 poate să lupte. Da, da, au stele mai multe decât calea la... Ajungem și acolo, ajungem și acolo la stele. Așteaptă o să spun. Doar 60 dintre ei poate să se lupte. Restul și așa de decor. Le-ați văzut câte stele au băieți ăștia? Zici că au fost la toate războaiele de când au murit Iisus în coace. Ei nu poartă jachete cu stele pe deasupra. Ei poartă stele cu jachete pe deasupra. Atâtea stele au pe piept, vă spun sincer. Și pe cât ăștia de opulență în stele, care de obicei stau acasă și nu știu ce e aia instrucție, pe atât de amărât e soldatul român. În România, un soldat român câștigă între 2.000 de lei și 4.000 de lei în mână. Credeți-mă că la salariul ăsta chiar o iei mână. Nu prea e loc de eroism la banii ăștia, vă spun sincer. Eu îmi imaginez când vine războiul, cum o să decurgă discuția, vine un general din ăsta cu multe stele la soldatul român, fii atent aici, ia pistolul ăsta Carpați din 1950, că altul n-am avut, ia Kalashnikov-ul ăsta, maricica dreapta sus, așa. Maricica e numele, dreapta sus, acolo trage. Că e are o lea câțava strâmbă, că o folosă băieță la săpată tranșeiul. Generalii noștri și microbii și mai bagă bani în fotbal, în procesul cu Gigi Becali și nu prea avem bani de muniții și de armament. Așa că ia astea și du-te la război, viteazule, iar dacă la sfârșitul lunii nu mori, îți dăm 2.000 de lei. Ai 10 bunuri de masă și 2.000 de lei, viteazule, dacă te întorci acasă nevătămat. Pe cine să mai bag în paranteza asta? Să mai bag poliția română? Bag și poliția română, că și ăștia sunt plătiți să ne protejeze, practic. Și de infractori, dar și dacă vine război, da? Eu cu poliția română am o problemă de când am văzut o situație la mine la Bicaz. Poliția română am văzut că are o alergie. La sunetul ăsta, dacă știți sunetul ăsta, știți sunetul ăsta? Îl știți? Eu știu caz real la mine în județul Neamț. Treceau 4-5 camioane cu lemn nemarcat și era un filtru a poliției române și un băiat de la oculul Silvi făcea așa lângă ei cu hârtie din asta, așa. O leacă mai mare, eu sunt amărât, era ceva de ăsta european, euroi din aia. Hârtii de aia de 500. Făcea așa la urechea polițiștilor și vă spun sincer, o și surzit, o și orz. După ce a plecat băiatul de la acolo, Silvic, și-au revenit toți polițiștii de acolo, de la filtru, au prins un băiat cu Dacia care avea un far spart 20 de milioane odată. Pe cine altcineva să mai pune în ecuația asta? Pun jandarmeria română, că și ăștia-s plătiți să ne protejeze. Ați văzut defilarea de la 1 decembrie de la Cluj? Eu m-am uitat la televizor, vă spun sincer, eu am crezut că e filmul ăla You Got Served, filmul ăla de breakdance, că fiecare avea mișcarea lui, fiecare era... Eu am crezut că intră pe fundal piesa lui Hienă, Vierbe, s-o pârlă! Eu nici n-am crezut că ei de fapt defilează. Ca să numai, cine mai este plătit la noi în țară să ne protejeze? Poliția comunitară! Ce să mai fac? Toate aplauzele mele. Eu am o teorie, nu sunt sigur, dar
Eu am o teorie cu poliția comunitară. Poliția comunitară îi cum îți câinii ăștia din aeroport care miroase droguri. Eu cred că așa s-a antrenat și polițiștii ăștia comunitari, dar cu zarzavate. Li se pune trei legături de zarzavat în față. Li se pune pătrunjel, mărar și leuștean. Și îi leagă la ochi și face ca alba neagră. Și el trebuie să depisteze și care și cum e. Care-i leușteanul, care-i pătrunjelul, care-i... Astea sunt calitățile polițiștilor comunitari. Când ajunge polițistul comunitar acasă, dacă a făcut nevastă sa ciorbă, face așa și detectează. Detectează și ăsta e leuștean de la Taraba 4, de acolo, de Picos, de la tante Ileana, care are piciorul... Da, foarte bun, foarte bun. 400 de lei amendă. Și acum vă întreb eu pe voi, după 14 zile, ce să fac eu aici? Eu lucrez în construcții și mă pricep cu lopata, cu târnacopul, cu astea. Nu sunt tâmplar, cum ar crede mulți dintre voi, că stau la colț și dau la tâmplă. Nu. Sunt mai mult cu lopata. Eu zic, când mă întorc, dacă o fi să moară niște politicieni, să mă băgați glopar. Eu așa zic. Atunci combin utilul cu plăcutul și sap câteva glop pentru politicienii ăștia noștri care au adus țara asta în stagiul în care este. Vă mulțumesc din suflet! Aplauze pentru Paul Szabo! Hai, mă! Hai! Hai de tată! Salut! Salut! Bună seara! Bună seara! Bună seara! Eu sunt Paul Szabo, sunt expert în glume cu IT-iști. Vreau să vă spun că foarte mulți manageri am văzut că încearcă să facă orice, să aducă angajații la birou. Bă, dau orice, că le dau mâncare gratuită, le pun mese de biliard, mese de tenis. Nu au vrut să ne pună un butoi cu bere la birou. Orice doar să nu crească salariul. Vă aducem pe firmă, că le putem deconta de la 1 ianuarie, dar nu vă creștem salariul. Am avut niște party-uri la firme de IT. Nu vrei să știi ce e acolo, zici că sunt paradis. Și... mi se pare că foarte mulți IT-iști sunt ca niște roboței în afara serviciului. Nu fac toate lucrurile ca în timpul serviciului. Bă, nimic spontan s-au ieșit din comun. Merg la toate competițiile sportive, toate hackătoanele, la toate crossurile. Ies în oraș în fiecare săptămână, dar în locuri diferite, că-s nebuni. Noi avem la serviciu o ședință în care trebuie să ne distrăm. Fun having meeting, în care vorbesc managerii și popinciștii. Și eu nu-s manager, asta vreau să vă zic. Avem un coleg care ne anunță când vine weekendul. Și dacă nu-i colegul ăla vineri la birou, trebuie să lucrezi sâmbătă. Aia e. Dar ce vreau să zic cu chestia asta e că nu știu dacă ați auzit de concursul Working Month. E un concurs care se ține în luna septembrie, în toată luna septembrie și de făcut pași. Se fac echipe, se plătește o taxă de înscriere și banii primiți se donează unei cauze nobile. Totul frumos până aici. Bă, dar colegii mei nebunesc în luna septembrie. În restul anului vin doar cu mașină, bicicletă, trotinetă la birou. În septembrie o grămadă de strategii și de planuri de cum să ai mai mulți pași decât ceilalți să-ți apară pe ceas. Am un coleg care a venit din Florești până în centrul Clujului pe jos, cum ar veni din Popeștile Ordeni până în centrul Bucureștiului. A făcut 15 km în 3 ore, înapoi s-a dus tot pe jos și a doua zi și-a luat concediu medical. Și mi se pare că IT-știi cum încep să facă bani. În primii 2 ani ies în fiecare zi în oraș să-și compenseze lipsurile din copilărie. Că de asta merge așa bine economia Clujului. La fel am făcut și eu. În primii 3 ani ieșeam în fiecare weekend în club să-mi găsesc iubirea vieții. Eu nu puteam să găsesc geaca sau ieșirea din club. Da, dragostea e totodată oarbă. Ca și mie. Eu. Ca și el. Dar acum gata, vreau să vă zic că m-am maturizat, nu mai dau shoturi la bagaboante. Acum le iau alte chestii, că mi-au crescut salariul. Prima glumă reală, puternică, cu picioarele pe pământ. Da, și că ziceam de cumpărat chestii. Eu îmi cumpăr doar chestii care mi-s utile. Asta mă bucură pe mine. De asta am luat cadou la tata o periuță electrică sau am și eu acasă când mă duc. Vreau să ajung la nivelul ăla, să pot pleca dintr-un loc în altul direct. Nu să mă gândesc dacă mi-am pus pasta de dinți, șlapii care nu se udă sau chiloții. Nu, las microfonul și am plecat în Spania și gata. Să-mi dea ei haine de acolo și după aia le vând. Și nu mai vreau să iau nici pe prietena mea să-mi dea ei una de acolo. Revenind un pic la consumerismul ăsta, mi se pare că tot cumpărăm lucruri de care nu avem nevoie. Luăm prea multe lucruri. Că am văzut că a apărut 14, care la fel 13, doar că e mai mare și mai scump. Sau am primit de la serviciu o lampă. Și nu m-am entuziasmat prea tare că e o lampă.
Și erau colegii, Paul, dar de ce nu te bucuri că e o lampă smart? Și am dat, ce face lampa asta? Luminează. Dar poți să o conectezi și la telefon să luminezi când nu ești acasă. Extraordinar. A prins becul înainte să aprinzi becul. Balzacianism fără balzac. Lampa asta e bună dacă ai apartamente date în chirie și vrei să-i anunți pe ea că vii după bani. Bun de tot, bă! Bun! Altă chestie fără sens pe care am văzut-o e o coardă de sărit wireless. Coardă de sărit fără fir. A durat puțin asta, a fost... Da. E, face așa. Nu e cred. Fără fir, ba da. Nu. Ba da, mă, da, face ce? Așa. Era un video cu o tipă pe net care avea două mânere de plastic în mână, sărea coarda și se bucura că nu mai face gălăgie. Altă tipă în comentarii se bucura că nu-și mai lovește pisica de când are coarda asta. Cred că ar putea să ia orice din casă în mână, să sară coarda și ar fi și gratis. Poți iei un cuțit și dacă nu-l scapi un pisică, nu o mori. Dar poți să faci să sari coarda cu două pisici? Asta urma să zic. Da. Dar cel mai tare mă enervează ceasul ăla care îți numără pașii. Ei. Handicapatule, mergi până slăbești. Uită-te în oglinda de acasă. Când se descarcă bateria la ceas, că sigur se descarcă, uită-te în el și dacă arăți cum vrei, stai. Și după aia vin și îmi spun chestii că da, Paul, dar ceasul ăsta e foarte bun sub apă. Păi cine merge sub apă? Excelent! Excelent! Nu, că am un concurs cu prietenii mei, IT-ști, am 40... Du-te, mea, că ești cât un balon, lasă. Dar ca să nu fiu așa hater, eu am NFT-uri, deci... Nu știu ce e mai inutil. Și cam atât de la mine, mulțumesc. Bravo, mă! Bravo, domne, bravo! S-a râs! Dima Tsui! Bună seara, bună seara, bună seara! Bună seara, bună seara, București! Bună seara, București! Mă numesc Dima Tsui, eu de 6 luni am mutat în militari și vă mulțumesc mult că mi-ați dat ocazia să ajung din nou la București. Militarii atât departe încât tu te pornești azi, dar ajungi mâine. În militari, dacă chimi o fată la tine și dacă fata e un pic mai plinuță, mai durdulie, mai dulăpior, până ajunge la tine, fata slăbește, tu te îngrași. Da, dar este și un plus aici. Dacă chimi o fată la tine, fata rămâne la tine pentru că nu pleacă, pentru că militarul e foarte departe. De exemplu, eu acum acasă am 7 fete care au rămas la mine. N-au plecat acasă, le-am lăsat apă, mâncare, e ok, sper să... Le-am spus, vin un pic la umor, pe urmă întorc militari, tot o să fie bine. Să știți că noi cei din militari ne înțelegem din priviri. La noi se citește sărăcia în ochi. Da. Militarul e departe ca loc, dar militarul e departe ca și timp. Nu știu dacă știați, dar noi militari suntem cam prin 2009. Cam prin 2009. Dar la noi abia acum Mircea Geoană candidează la prezidențiale. Sperăm să știți, noi ținem pumnii. Dacă stai în militari și ai Tinder, îți arată fete din Pitești. Stai, Doamne ferește! Și cu mașina e foarte greu să ajungi în militar, pentru că eu nu mai știu ce să mai fac. Eu am ajuns să curăț cartofi în mașină. Eu mi-am cumpărat plite de la oameni buni, plite de la... Și eu fac ciorbă în mașină până ajung în militar. Ei, Doamne ferește asta! Probabil v-ați dat seama acum că am ceva accent. Ei bine, am accent pentru că sunt din Republica Moldova. Sau cum îmi place mie să zic... Le Republic de la Moldavie. Eu mă mai joc cuvintele. Eram odată la Buzău, așteptam să-mi cumpăr un covrig cu mac. Și acolo am întâlnit o fată pe nume Alina, domnișoara Alina. Eu mă uitam la Alina, Alina se uita la covrig, eu la Alina, Alina la covrig. Și după o oră, după un joc de priviri, am vrut să vorbim cu Alina. Și Alina m-a întrebat, hei, de unde ești tinere? Și i-am zis, sunt din Republic de la Moldavie. Și Alina a zis, wow, ce tare, și eu când eram mic am fost în Franța. Da. E complicat. Mulți ani mi-au trebuit să înțeleg expresiile din România. De exemplu, expresia bine te pup.
Eu n-am înțeles, eu eram la cămin, la Sinisepea, spălam borcane cu borș, cu ciorbă, trimise de la mama și veneau fetele care și le spălau borcane cu ciorbiță și îmi ziceau, bine, mi-a părut bine, Dima, te pup. Și după două săptămâni pe mine tot căminul, toate fetele din cămin mă pupau. Și eu n-am înțeles că asta e o expresie și după două săptămâni eu așteptam chiar să mă pupe lumea. Eu încă aștept Roxana, Liliana, Maria, Georgiana, Luiza, eu aștept să fiu pupat George. Nu, George nu, George fără George. În 2017 mi-am dat seama că eu cu fetele nu prea sunt. Adică nu prea fac nimic, nu prea fac giugiu-mugiu. Și eu am vrut cumva cu fetele să fac o leacă giugiu-mugiu. Ce? Giugiu-mugiu. Și atunci mi-am dat seama că eu mușchi nu am, bani nu am, dar giugiu-mugiu vreau să fac, pentru că aveam o vârstă deja. Și am zis, băi, ce să fac? După care am zis, stai, eu sunt din Moldova, eu am accent. Carla's Dreams, în 2017, e în vogă. Hai să intrăm la Carla's Dreams pe Instagram, să găsim fetițe care îi dau like, după aia să le sunăm, să ne dăm drept Carla's Dreams. Și așa am făcut. Am sunat-o pe o fată, Roxana, și m-am dat drept Carla's Dreams. Ia, fii atent. Alo? Salut. Ce faci, Roxana? Uite, să știi că eu te-am văzut la Arenile Romane, la concert, și mi-a plăcut foarte mult de tine, cum tu tonți toată seara. Și noi am putea un vin, o vinoasă, un ceva acolo, până la sânge, ce zici? Și Roxana zicea, wow, mă sună Carla's Dreams, da, vinul, mai chem trei fete. Și mă ceam la Roxana, băteam la ușă, pe Nicolae Grigorescu 24, băteam la ușă, mă dădeam Carla's Dreams și începeam să cânt. O să nu-mi dai iubire, iubirea ta nu ține, nu ține cont din inim, pe care le-ai rănit atât de rău. Băi, Gemu, nu există, mi se zvârăște părul pe mine. Dele, acum o să am nevoie de tine, o leacă la refren. Și 3, 2, 1, și 8, eroina, eroina, eroina mea, na. Și ca să nu creadă lumea că e playback, noi suntem emisiune serioasă, oameni serioși, nu e playback. Vă rog, dați-mi o propoziție și noi să o cântăm ca și Carla's Dreams. Da, hai să-i dăm ceva interesant. Hai să fie... O propoziție, îmi place ciorba de fasole. Îmi place ciorba de fasole. Ciorba de fasole. Te-aș hrăni toată viața. Ciorbă de fasole. Mai zi, o strofă ceva. Dă-i ceva. Îmi put șosetele a brânză. Put șosetele a brânză. Dar tu ești supelea mea. Op, hai de-lea. Eroina. Mai dă-i ceva. Zi. Dar îmi vine ceva rău. Stai. Spune văzut. Bine v-am regăsit, mă bucur tare mult să fiu din nou aici. Bună seara, Cătălin, bună seara, Nelu. Bună seara, Mihaela, bună seara. Numele meu e Pripi, sunt din Curtea de Argeș și am dat banii pe un apartament în Chiajna. Da, știu ce gândiți, ultimul om. Dar e ok, judecați-mă, o să înțelegeți la un moment dat conceptul de centrală proprie. Da, te apropii de centru. Încet, încet. Da. Ia uite-o, Chiajna. Lux! Chiajna este pentru București fix ce e Republica Moldova pentru România. Toți au joburi corporate în București, dar seara se întorc la veciurile din fundul curții. Este atât de aglomerată încât ajung mai repede la biroul de șomaj de la Argeș decât la biroul de unde muncesc. Dar e o zonă foarte liniștită. E o zonă atât de liniștită încât aud când îi sună pe vecini. Oamenii din Chiajna sunt o comunitate atât de unită încât au făcut un grup de Facebook care se numește MR Chiajna. Ei zic că MR vine de la Militar Residence. Eu îi zic Mica Românie pentru că stau moldoveni lângă ardeleni, lângă unguri. Hai să dăm mâna cu mâna. Nu străpii! Ca să trecem, să treacă Dunărea. Și să fim serioși, numai cartier rezidențial nu se poate numi Chiajna. Auzi, Militar Residence. Este marea unire a Bolintinului cu drumul taberei, asta e. Măi! Da, că mi s-a prins borseta în gard. Așa e în marile metropole.
De exemplu, Los Angeles are nu știu câte chiajne, dar astea dă un bulevard, are 176 de kilometri cu toate suburbiile și toate astea, înțelegi? Dar dacă ai un job remote, e super ok. Ai tot ce ai nevoie acolo, e un mic orășel, sunt școli, grădinițe, farmacii, proxeneți. Dacă îi pun și asfalt, chiar nu o să-i mai lipsească nimic. Fac și city break-uri. Maxim până la Ikea Paladi, la întoarcerea mea o noapte de cazare în Rahova și cam ăla e concediu. Eu conduc foarte mult și conduc foarte bine. Știți femei care conduc bine prin aplauze? Ok. Nu le cunoașteți pe prietenele mele. Am sunat-o pe una într-o seară și am zis, băi, mi-a murit bateria de la mașină. Ai și tu niște cabluri să-mi dai și mie curent? Și ce-mi zice a mea? Mașina mea nu e electrică, e pe GPL. Și e foarte frustrant să am astfel de prietene, pentru că mie mi se întâmplă des să mi se strice lucruri la mașină și nu am la cine să mă plâng. Recent mi s-a stricat supapa Eghere, să mă în ea. Adevărul e că toată viața mi-am dorit să-mi bat într-un Eghere. Și eu la fel, sincer. Dar let me explain. Pentru cine nu știe ce e o supapă Eghere, este o componentă a sistemului de evacuare care răcește gazele. Sau, băi, ești nebun? Mașina are hotă. Da, fetelor, exact. Probabil vă întrebați de ce naiba știu eu ce e o supapă Eghere. O întrebare pertinentă este pentru că de câte ori se strică ceva la mașină, tata dă vina pe mine. Așa că el știe mecanica aia de la Dacia cu sârma. Așa că am învățat explicația științifică pentru care nu merge mașina, ca să-i închid gura, pentru că se și supără. M-am dus recent cu o crăpătură în parbriz și a venit la mine supărat că merg cu viteză, că am luat o piatră în parbriz, că nu păstrez distanța față de tiruri. Cum să iau o piatră în parbriz? Am dat peste unul pe trecerea de pieton și al dracu avea pietre la rinichi. Da, eu conduc foarte mult și de asta am intrat în toate grupurile infotrafic din București și Ilfov și văd acolo toate atrocitățile, accidente, ambuteiaje, cum parchează Loredana Chivu. Și la toate postările cu accidente sunt comentarii de genul tataie, te caută moartea pe acasă sau e femeie. Dar cel mai tare mă deranjează comentariile cu a luat permisul la Pitești și nu pentru că sunt eu din Argeș, pentru că am luat permisul la Curtea de Argeș, nu la Pitești, ca toți căruțașii are pe infotrafic. Mă deranjează gluma asta că e foarte veche și foarte fumată, în sensul că fabrica de permise de la Pitești nu mai funcționează de foarte mult timp. De asta am dat examen la Curtea de Argeș. Plus că fiind un oraș mic, polițiștii de acolo încă își riscă meseria pentru un și un pachet de țigări. Sănătate! Sănătate! Avem o dezvăluire pe masă. Mamă, a tras cu agheu! A tras cu agheu! Vă strufuma polițistul dacă erați curioși? Cu timbru? Fără. Până la urmă am luat permisul din prima, asta era ce contează, și am trei tipuri de gumă mașină cu ei pasă. Chiar vă recomand să mergeți la Curtea de Argeș, este un oraș foarte frumos, este prima capitală a țării românești, este un oraș regal și nu știu dacă știți, dar în Curtea de Argeș se află cel mai greu și cel mai vechi escape room din Europa. Ana lui Manole încă se chinuie să treacă în camera următoare. Dacă n-a dat șpagă un pachet de țigări. Atât de la mine, mulțumesc mult de tot. Varză! Varză! Gata, gata, ajunge. Oh my God, guys, it's dinner and the show. Am putea să votăm înainte ca să nu fim influențați de număr? Mămăliga, mămăliga, dacă n-ați zis de la botezul matale? Doamne ajută, dar hai să vă fie de bine. Acolo am zis să nu intrați în ritmul melodiei, să aveți acolo ce pune pe masă, că... Păi mă uitam la voi acum... Acum îmi dau seama iar cât de bătrân sunt. Voi vă dați seama că de când concurez am schimbat 3 generații de juriu. A schimbat, a fost Bendeac, s-a schimbat, a venit Costel, s-a schimbat, a venit Curtea cu Bordea. Ai văzut, sunt nemuritor. Ești bătrân cum ar fi chelul. Bă, nu e o problemă că-s bătrân. Măcar să fiți voi ce-am fost eu. Hai.
Stai mă că tu nu ești în categoria bătrân. Eu sunt la 55 de ani, acolo e bătrâneță. Bă, nu vă bateți între octogenari, mă. Da, bravo. Eu mor primul, ba, eu mor primul. Așa te-ai mirat, Delia, când am venit și aveam 48 de ani. Așa te-ai mirat. Și acum s-au făcut 55 de atunci. Când a zis el că avea 40 ceva, eu aveam 30 și ceva și mi se părea că 40 înseamnă babă sau moș. Ceea ce era eronat total, adică trăiam într-o nu e, că eu acum am 40 și nu sunt nici babă, nici moș. Ei, am să vă povestesc din backstage-ul spectacolelor și juriul poate să confirme că s-au întâmplat chestiile astea, că toată lumea are impresia, mamă, artiștii, ce viață frumoasă, vin cu limuzine, covorul roșu, au cabina lor unde se machiază. Nu! Am stat și în magazii, în cluburi, am spart și sticle de whisky, s-am piedicat țuțul într-un spectacol, am pus banii pe care trebuia să-i luăm de la public și am mai dat 2,5 milioane de la noi să plătim whisky-ul. Adică, sunt lucruri. Dar să vă spun una dintre cele mai frumoase, acum câțiva ani de zile, împreună cu Dan Țuțu și încă un coleg, un opener, am avut un spectacol la Club în Pitești. Știți, 200 de oameni, e frumos, frumos, tare. Noi am ajuns, bineînțeles, un pic mai devreme acolo, pentru că așa, artistul se duce mai devreme, nu știu ce, și a zis, patronul zice, stați la mine în birou. Deja, trecusem de la magazin la birou, era un pas. Dar ce se întâmplă, pentru că mulți poate nu știți, Club în Pitești are o scenă foarte mare, se țin și concerte acolo, e la înălțimea asta. Primele mese zlipite de scenă, cum ar. Biroul șefului, urcai pe scenă și era undeva în spate. Am venit de vreme, ne-am băgat în spate acolo. Bineînțeles că nu ne-am apucat să facem ecuații de gradul 2. Am băut. Asta facem noi în backstage. Și până să înceapă spectacolul, am lins vreo 6 baterii de vin cu apa minerală aferentă, în jur de 10 litri de băutură. Dar bateria ce? Sunt un grup de sticle, nu? Nu, este vinul, cred, cu sifon. Cam mai e bateria, dar n-am mai auzit de foarte mult timp. A intrat openerul pe scenă, mai avea 3 minute să iasă, urmam să intru eu și să închidă Dan Țuțu, moment în care m-a luat și zic lui Dan Țuțu, zic, măgule, trebuie să mă duc, zic, mă pe mine. Țuțu zice, păi du-te la baie, cum să te duci la baie? V-am zis, birou acolo, trebuia să traversez pe scenă, pe spatele ăsta, care presta, adică era omul acolo în actul artistic, să treci prin spatele lui, să cobori după scenă, să te duci, că era în față toaleta, la intrarea în club. Zic, nu mă duc, zic, că toată lumea, dacă trec prin spate, știe că o să fac pipi. Că zic, Țuțu, zic, nu pot, eram așa tot. Ăla mai avea 3 minute să iasă. Mă uit și văd coșul de gunoi al patronului, cu sacul. Zic, Țuțu, băi, eu fac aici. Zic, ce fă? Inovator, maestru. Nu înțeles. Zic, bă, a, deci toți, da? Știți despre ce vorbesc. Ne regăsim în poveste. Deci fii atent. Dar zic să nu fiu așa. Zic, m-am uitat în sertarele alea pe acolo. Am căutat sacul cu saci, pentru că ați văzut cum sunt saci de gunoi în ziua de astăzi. Sunt subțiri, că te duci să arunci gunoiul și arunci doar sacul. Când te întorci, ești Hansel și Gretel în spate, numai gunoi. Am găsit sacul cu saci, am mai pus unul, zic să fie rezistent și... Am dat pantaloni și am zis, mă uitam la Țuțu, zic, n-a fraiere că m-am descurcat, că ăla trebuia să termine. Și acum vă provoc la un joc de imaginație. Oameni buni, aveam o pereche de pantaloni pe mine cu turul lăsat. Pentru că eu încerc să păcălesc bătrânețea, știi? Ai turul lăsat, ca ăștia tineri te vede bătrânețea din spate, că aia te pândește. Cum ești din bloc, te pândește. Era în spate acolo, dacă te vede cu turul spate, lasă-l că e tânăr. Dacă vine din față și mă vede cu turul lăsat, tu e bătrân, să pe el. Ceva de genul. Dar mie îmi place să păcălesc. Și vă zic și de ce. În momentul în care treci de 50 de ani, te pândesc 3 lucruri la ieșirea din bloc sau din curte. 1. Sunt ridurile. Mai zic, nenorocite, răul, vedeți pe ăsta. La 3 noapte am aprins. Urmă, te mai pândește curul moale. Și ăla am aprins de 2 ori. Mi-a dat și pe buca dreaptă și pe stânga. Și fleșcăciune. Aia încă nu m-a prins. Urmează. Și zic, gata, Țuțule, zic, ha, ha, aveam pantaloni ăștia cu turul jos. Erau dintr-un material mai tare, cam de tercot, așa. Baterii de vin și tercot, mai trebuie să iei balonzider și ești... Ce se întâmplă? N-aveau jliți. În momentul în care pantalon cu turul jos, material tare, îi dai în jos, turul ăla se duce în față. Eu, uitându-mă la Țuțu,
N-am văzut, când m-am uitat, tot îl strecurasem. Bă, tot. M-am ridicat, aveam aici harta României cu tot cu Republica Moldova pe stânga. M-am uitat, zic, aoleu, mă întorc la Tuțu, zic, Tuțule, Tuțu să leșine pe scaun acolo. Zic, ce fac acum, Tuțu? Și eu de unde să știu? Eram în panică, tot termin. Ăla trebuia să termine, eu urmam să intru. Între timp, Tuțu s-a ridicat să p***l. Pe pantalonii tăi? Nu. Bă, și-mi vine ideea genial, că sunt genial, mă. Bă, la 55 de ani ai creier. Da, ai. Mamă, și-mi vine ideea și îi spun la impresar, fii atent. Cine era la masă, la prima masă lipit de scenă? Eram la Pitești, Nicu Paleru cu soția și cu cumnata. Eu l-am văzut pe Nicu Paleru. Zic, mamă, fii atent, ce genială dau. Îi spun la impresar, du-te repede la DJ și spune că nu mai intru pe piesa aia, intru pe Nicu Paleru, eu beau vinul cu borcan. Ăsta se duce, eu iau saci, îi leg la gură, îi pun aici în fața hărții României. Începe melodia, eu beau vinul cu borcan. Sala a sărit în aer, că-l văzuse pe Nicu acolo. Am intrat pe scenă, eram așa tot, mamă, Nicu m-a salutat de acolo, că i-am pus piesa, știi că... Na. Am ajuns în fața microfonului, microfon de la stativ din două cu cheiță de aia de mijloc, cum agitam eu și dansam pe aia. Dau saci în cheița de la stativ. Se face harta Europei pe mine cu tot cu Tuțu. Dar fiind scena la un metru jumate așa, când s-a spart punga aia, a plecat pe prima masă, unde era Nicu Paleru cu soția și cu cumnata. Și eu eram pe... Eu beau vinul cu borcanul. La un moment dat, cumnata zice, Varză, dar ce veni ăsta, mă, nene, care gust de pipi? Și eu i-am zis, zic, e de la mănăstire, e de călugări, este tot. Dar e backstage. Asta vă ziceam, e backstage. Și în backstage nu sunt lucruri așa cum vă așteptați voi acasă. Vă pupă, Varză, vă iubesc cam atât din partea mea. Bravo, Varză! Salut! Bună seara! Bună seara! Hai, mă! Salut! Bună! Salut! 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 Wow! Nu vă găsim! Așezați-vă, băieți, așezați-vă! Bună seara! Noi suntem Stand-up-ovka și asta este show pe cap. Show-ul în care băieții abordează fetele, iar ele decid cine este cel mai bun pe caper. Haideți să aplaudăm pe băieții care vor aborda fetele. Marin Madan, Ladislav Slusarenko, Mihail Stiș și Alexandru Ghețan. Eu sunt prezentatorul Ivan Lenov. Nu trebuie. Felicitări! A ajuns unde trebuie. Puțin încălzire. Hai să repetăm reacțiile. De exemplu, gluma v-a plăcut. Voi spuneți, gluma este drăguță, voi. Super. De exemplu, a fost dură și vulgară gluma. Bravo. Întâmpinați cu aplauze, domnișoara, vedetă, la care o să vă abordează băieții, Ioana State, să vă aplauzele voastre! Hai, hai, opa! Ioana, cum te simți? Te-a bine? Mă simt foarte bine, da. Sunt reguli foarte simple. Băieții câte unul vin la Ioana și spun compliment sau glumă. După patrule tu spui unul care nu trece mai departe. Și pe urmă încă unul, și pe urmă încă unul. Și rămâne numai unul cu care tu te duci mai departe. Nu știu unde vrei. Unde? Alegi singură. Haideți sub aplauzele voastre să întâmpinăm pe primul pe caper, Alexandru Ghețan. Ia. Ioana, salut. Bună. Nu știu dacă cunoști, dar în București există o stradă în cinstea mea. Alexandru cel Bun în sex. Încă una. Ai încă una. Asta nu-i nicălzit. Da, azi azi. Mutanaș. Trandafirii sunt roșii,
mare albastră, eu vreau ca limba ta să fie limba noastră. Ok, dublu sens. Eu mult domenește. Mai bine, mai bine, mai bine. Îi mai dă una. Mulțumesc, Alexandru Ghețan. Aplauze pentru dânsul. Mai departe, Marin Madan. Ioana, salut! Bună! Tu, desigur că nu semeni cu șeful meu, dar eu cu mare drag să-și linge fundul. Te-ai scos, Ioano! Mamă, s-a dus direct! Încearcă mai drăgălașă ceva. Mai drăgălașă, da? Ioana, uite, eu am o busolă specială, ea arată nord, sud, vest și de best. Da. Așa merge. Așa merge. Lux. Marin Madan. Aplauze pentru Marin Madan. Vlad Slusarenko. Ia uite-l. Salut, Ioana. Bun. Ești mic de mine, să știi. Da. Oh, oh, te strânge, te strânge. I-a dat avânt. Nu mi-i pun nici de push-up. Sex noi o să avem numai după nuntă, așa că nuntă eu am avut, am plecat. Nuntă? Am față de nevastă. A doua. A doua, da, da, da. Tu întâmplător nu lucrezi la 112 când tu mă suni, linia devine fierbinte. Ce reacție a avut! Continuăm, mulțumesc pentru Vlad Slusarenko. Mulțumesc. Mihail Stiș. Mihail. Hai, salvează tu situația. Da, am ce vorbi cu ea. Am nevoie de tatăl ei, să mă înțeleg. Îi dă vreo două vaci și bate în palme. Bine. Hai să ne jucăm de vață ascunsule. Dacă nu mă găsești la găini, mă cauți la ouă. E glumă de colhoz, nu? Ești tinere! Mihail, hai să aflăm. Câți ani ai, Mihail? 28. Top a fost. 28? Da. Mulți înainte. Bun, Mihail, bun. Ioana, da. Vrei să dăm afară unul? Pe cel cu șeful. Cu șeful? Da. O, Marin Madan, aplauze pentru Marin. Runda 2, primul începe, Alexandru Ghețan. Yeah. Ioana, eu din păcate, noi dacă să fim împreună, n-am să te poți să te duc psihotare. Dar n-am spot asta pentru că este interzis scos tezaurul românesc din țară. Băi, n-ai mă, băi, ia nu. Altfel. Altceva, frumușelă, băi, nu! Mulțumesc, aplauz pentru Alexandru. Ce, îl vrea pe Ghețan. Bă, eu zic că ăla micu e cu treabă. Următorul, Vlad Slusarenko. Ioana, nu știi? Mai sta pe vârf. Tatăl meu spunea că casa este fața bărbatului. Nu vrei să mergi la mine să te așezi pe casa mea? N-am rovinietă. N-am rovinietă. Și Mihail Stiș. Mișa. Hai, Mihai! Haide, băi! Asta-i speranța. Ioana, uite, ești într-atât de simpatic că aș vrea să te văd în fiecare dimineață cu mâinile pe ouă. Lasă așa, e bine. Făcând o omletă și servind-o în ceai în doi. Uite, mă, cadresul. Haide, mă, ce dracu. Mihail Stiș, aplauze pentru el. Iată, au rămas trei. Cineva din trei trebuie să se ducă. Cine? Alexandru, Mihail sau Vlad? Vlad nu se duce mai departe. Vlad nu se duce mai departe. Aplauze pentru Vlad. Mergem în rundă următoare. Alexandru Ghețan. Hai, eu să merg all in, da? All in, direct. Pentru mine tu ești ca găinațul unui porumbel. Pentru că parcă te-ai coborât din ceruri.
Alexandru, mulțumesc! Aplauze pentru Alexandru Ghețan. Următorul, Mihail Steș. Da, afară, că îi place pe el. Hai, place. Nu-l păstrează pe ăsta mic, că e un copil acum. Am acasă 199 de puișori ieșiți la incubator. Și pentru a rotunji cifra, mai am nevoie încă unul. Puișor. Puișor! Puișor! Pui de drop ești! Și acum, momentul intrigant. Pe cine alege Ioana? Pe Mihaiță! Mihail! Mihaiță! Aplauze pentru Mihail! Floare, floare! Să rămână! Am plecat să... Asta pentru Ioana din... Hai să te pun! Aplauze pentru Ioana! Vezi că a adus flori la vătătoare! Mulțumesc! Mulțumesc mult! Asta a fost show-ul pe cap! Mulțumesc că ați venit! Bravo! Teodora Nedelcu. Teodora Nedelcu încă în viață, bravo ei. Ne bucurăm foarte tare să vedem în viață în fiecare an. Bravo. Această doamnă avea acest vestitor al primăverii. De la Cernobâl. Bună seara, mă bucur să vă văd. Bună seara! Ce faceți? Dar câtă veselie și cât zâmbet! Ca să vezi cum se schimbă lucrurile. Am cumva o explicație pentru chestia asta. De curând am participat la un eveniment tragic și am avut o revelație. Am participat la o mormântare și mi-am dat seama că, bă, viața chiar e scurtă. Și cumva am avut chestia asta și mi-am dat seama că îmi doresc să trăiesc viața la maxim. Și cumva e destul de greu să trăiești la maxim când ai salariu minim pe economie. Cam greu să trăiești. Eu până acum am trăit o viață corectă și am făcut asta pentru că n-am vrut să-i supăr pe părinții mei, am supărat destul că m-am născut. Și după aia am zis ok, de acum o să fac totul corect și nu știu cum dracu am mers după legile astea atât de corecte, că aparent am făcut totul greșit, am ajuns vai mei. Dar sunt hotărâtă, chiar sunt hotărâtă să trăiesc la maxim și deși sunt un om depresiv, mi-am dat seama că eu chiar fac opusul a tot ceea ce face un om depresiv. Că eu nu beau, nu fumez, nu mă droghez, mănânc sănătos, fac sport. Uite și acum eu până la ora asta am băut deja 8 litri de apă plată. Dacă îndun spre casă mai opresc la o benzinărie, îmi cumpăr și două portocale, tot e mătii, ce seară minunată, de-abia aștept să ieși săptămâna viitoare din casă. Unde au încăput, mă, 8 litri de apă în corpul ăla mic? Și pentru că m-am hotărât să trăiesc la maxim și nu știu cum, pentru că n-am făcut-o până acum, am căutat pe net sugestii și prima sugestie a fost salt cu parașuta. Și eu am fost, ok, de unde bani de parașute, că eu nu am așa ceva. Adică mă și gândesc cum dracu funcționează algoritmul de la Google, pentru că eu cu o oră înainte căutasem de unde aș putea să-mi cumpăr pâine second hand. Și acum, cumva... Ăștia cu saltul cu parașuta încercau să te convingă să faci și au merită toți banii, o să vezi, e un sentiment eliberator. Și eu am, bă, acum nu vreau să fiu împotriva curentului, dar mai eliberator mi s-ar părea să sar fără. Te eliberează de tot. Altă sugestie era să călătorești mai mult. Unde să călătoresc eu cu 16 milioane pe lună? Unde mă duc eu în timp? Unde dracu să mă duc? Și m-am enervat că eram ok, dar dăm sugestii. Nu-mi da sugestii pentru Elon Musk. Dă-mi sugestii pentru dal de cârpă în ca mine. Ce dracu, dai sal cu parașuta și călătorești mai mult. Și în sfârșit am găsit ceva care mi se potrivește. Era o sugestie, fă-ți unghiile cu ojă. Așa, dracu, vii de acasă. Acum mă încadrez și eu. Și am zis, fii atent, doamne, ce nebună o să fiu, cum o să spun eu familiei ce viață nebună duc acum, eu cu unghiile cu ojă. A doua era, ține un jurnal. Și am zis, da, viața mea este mult prea interesantă ca să nu mi-amintesc peste 30 de ani ce făcea. Și am început de a doua zi de dimineață, am scris, dragă jurnalule, m-am trezit. 10 ore mai târziu, dragă jurnalule, mă culc. Ce am făcut între unghiile cu ojă. Și mi-a atras atenția faza cu bucket list-ul, să faci o listă cu lucruri pe care vrei să le faci până mori. Și eu eram să aștept. Că cumva încep să-mi pierd răbdarea, nu știu ce dracu mă ia.
Deși sunt convinsă că n-o să mor curând, pentru că mi-am dat seama că nu reprezint o miză pentru dracu să mă ia la el. În rai mi-am pierdut tot ce speranță să mai ajung, că săptămâna trecută am intrat într-o biserică cu capul descoperit. Așa o să ajung în iad și îți dai seama, o să mă vadă satana acolo să fie a... Tipețule, ce mi-ai făcut, mi-ai trimis-o pe moarta asta. Teodora o să trăiască mult și bine. Da. Să vină satana la mine și să zică, ia zi frumusețe, tactu e terorist, că vă că ești cam bubuită. Chiar n-are ce să facă, efectiv. Nici măcar satana n-are ce să facă cu mine. Maxim să mă dea exemplu de așa, nu la dracii amici. Să vină satana la mine să zică, nu pus ăștia oglindă? Da. Să vină ăsta la mine și să zică, ia zi dragă, te lepezi de apă plată? Și o să fiu, nu? V-am zis eu că e proastă. Vedeți, aveți grijă cu tâmpita asta, să nu o puneți pasta pe foc, că tâmpita asta îl stinge. Și cumva cred că o să ajung în iad și pentru un păcat pe care îl fac și pe care l-am, sexul, nu îmi place. Am această problemă în viață și cumva, da, eu înțeleg de ce. Eu din neplăcere am fost făcută, în neplăcere trăiesc. Eu am făcut sex de două ori în viața mea și odată pe parcursul a 10 ani cât am fost într-o relație și a doua oară la liber. Și mi-am dat seama că, bă, nu e pentru mine. Și prietenii cumva mă judecă și îmi zic că nu ai cum. Cum adică să nu îți placă situația? Băi, să mai cauți. Cât să caut? Am făcut-o deja cu doi. De la 4-5 încolo mi se pare deja job. Adică... Mi-a zis unul odată, nu există așa ceva, cum să nu-ți placă sexul, dar nu trebuie să denunți, dar caută, dar trebuie să faci ceva, o să vezi, o să găsești o rezolvare. I-am zis, homă, cortea, dracu, că n-am cancer, doar nu-mi place... Ce este această adunare de forță? Dar cumva am luat sfatul, pentru că chiar nu e prieten cortea, am luat sfatul lui și am zis, ok, o să merg la un doctor, doar că nu-mi dau seama la ce doctor aș putea să merg pentru o boală ca asta, așa că am căutat pe Google simptomele și mi-a rezultat că am boală mentală. Și cumva m-a deranjat așa ideea că a folosit cuvântul boală, că era clar că nu era semn de sănătate. Plus că atunci când ești sănătos, nici măcar nu cauți pe Google, nu? Cum ar fi să scrii o zi pe Google? Azi nu mă doare nimic, mă simt fericit și împlinit. Dar la ce ar putea să fie? Dar la inimă. S-a oprit. Nici nu ți-ai dat seama, mai așteaptă două zile, vezi dacă te împuți. Și atât din partea mea, mulțumesc frumos! Bravo!